Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit sau bine ați venit la știrea cea bună, sunt Cornel Dărvășan. În această seară vreau să vă adresez o întrebare. Ce este mai prețios pe lumea asta decât să fii fericit și sănătos? Nu știu dacă se poate evalua această stare cu milioane de dolari sau cu miliarde chiar. Cunoaștem foarte multe exemple din istoria recentă în care oameni cu foarte mulți bani ar fi dat orice să mai trăiască puțin. Să prelungească viața aceasta, să dea bani, milioane și chiar toată invenția lor să mai trăiască puțin. E bine, cred că una dintre cele mai importante chestiuni pe care noi o ratăm de foarte multe ori este prevenția. Trebuie să avem un stil de viață preventiv, trebuie să ne gândim dinainte ce se întâmplă dacă introduc anumite lucruri în trupul meu, în inima mea. Cum mă raportez din punct de vedere emoțional la anumită problemă? Că problema de multe ori nu este trauma prin care trecem, ci felul în care reacționăm la această traumă. În această seară, împreună cu noi avem privilegiul să fie doi oameni deosebiți pe care eu îi respect foarte mult. Doamna Corina Georgescu, psihoterapeut, coautor al programului Happy Body Elite, de remisie a diabetului și de slăbit. Bună seara, Corina. Bună seara, Cornel! Mă bucur tare mult să te regăsesc. Și eu mă bucur că ești aici. Am făcut progrese? Foarte mari, da? Am observat Doamne de ajută, cum ajută. Am dat ochii. Doamne da, ajută, felicitări! Să știi că și cu ajutorul vostru am intrat în cap o chestie, o să vă povestesc imediat. Soțul ei, domnul Tiberiu Georgescu, pastor și psihoterapeut. Bine venit, Tiberiu, sunt foarte bucuros să fii cu noi în seara asta. Bun găsit, sunt încântat să fiu cu voi. Ne bucurăm din inimă că iată o familie care ajută oamenii și care își dorește să lucreze pe mai multe paliere, pe mai multe domenii, reușește încetul cu încetul să realizeze împreună cu colaboratorii lucruri extraordinare în viața oamenilor. Spuneți-ne, vă rugăm, în mare, cu ce vă ocupați, ce faceți pentru oameni și cred că ceea ce faceți voi ar putea să fie urmat de multe alte cupluri de specialiști care să își dea mâna pentru ajutarea oamenilor și nu mă refer la bani acum, ci mă refer la lucruri practice pe care voi le faceți. Povestiți-ne puțin. Eu am lucrat ca profesor 24 de ani în școală, mi-a plăcut să fiu printre elevi, să iau puțin din energia lor, dar de 2 ani de zile lucrez la un program de remisie a diabetului și de slăbit, având acest program o abordare holistică, integrativă, bine știut fiind faptul că sănătatea emoțională este legată de sănătatea fizică și invers. De aceea în acest program avem nutriționist, avem medic diabetolog, avem psihoterapeut și rezultatele sunt extraordinare. În anul 2023 am ajutat peste 300 de persoane să ducă diabetul zaharat de tip 2 în remisie și să slăbească. Aproape 40.000 de oameni au fost la webinarele noastre, lucrez împreună cu Corina Pelin, care este nutriționist, iar e-mail-urile noastre săptămânal ajung la 40.000 de oameni. În grupul nostru de Facebook sunt 40.000 de oameni care sunt receptivi la acel stil de viață care este edenic și este validat științific. O să revenim la capitolul acesta, dar în această lucrare s-a lipit mai nou și soțul tău, care a lucrat ca pastor foarte mulți ani, a descoperit acolo marile nevoi ale oamenilor, iar acum lucrează și ca psihoterapeut, pentru că și-a obținut și acest grad, să zicem, sau cum se zice? Formare profesională. O face această formare, da, profesională. Specializare. De ce ai dorit să te alipești acestui proiect? Pentru că am simțit că slujirea pastorală avea, evident, limitele inerente. Și voiam să ajut mai mult decât reușeam până la momentul în care m-am deschis și către formarea aceasta, pentru că
simțeam că nu înțeleg suficient de mult omul din fața mea și astfel nu-l pot ajuta. Mai ales nici omul nu se înțelegea pe sine, nu știa care e de fapt problema, care sunt rădăcinile nefericirii și ale suferinței. Și de aceea am vrut să vedem din perspectivă științifică cum se vede omul, psihicul uman și care sunt mecanismele care stau în spatele comportamentelor, emoțiilor sau dispozițiilor noastre, astfel încât să-l pot înțelege mai bine pe cel din fața mea și să-l pot ajuta mai mult, deschizându-i astfel cu adevărat calea spre sursa vieții, care este Dumnezeu, spre sursa binelui și a înțelepciunii. Deci, cu alte cuvinte, să reușim să deblocăm, să depășim blocajele. Da? Am înțeles. Pe care nu le înțelegeam și nici eu nu știam cum să le depășesc. Cum caracterizați în câteva cuvinte un stil de viață sănătos? Ce ar trebui să urmărim ca o perspectivă în viața noastră? Aș zice... Nu știu, te răspundem rog, la întrebări liber, după cum suntem ca într-o familie în seara asta. De fapt, sunteți o familie și eu vin și mai adresez câte o întrebare. Vă rog. Sunt multe definiții care pot fi date. Așa, spontan, cred că stilul de viață sănătos implică a trăi în acord cu propriile valori, în mod real, ceea ce duce la împlinire, la satisfacție, pentru că valorile pe care le-ai acceptat, în care crezi, se transformă efectiv în acțiuni, în fapte, în decizii, în comportamente. Aici începe sănătatea. Sănătatea începe cu profunzimile, cu sănătatea gândirii, cu emoții cât mai sănătoase și cât mai înțelese de propria persoană. Și asta, evident, este întărit de cunoașterea permanentă. Stilul de viață sănătos implică și deschiderea la cunoaștere, cunoaștere care te face să iei decizii din ce în ce mai înțelepte pentru tine zi de zi. Și dacă ar fi, Corina, să completez răspunsul lui Liberis? Eu m-aș orienta și spre aspectele practice, alimentație bazată pe plante, cât mai, deci o alimentație cu produse integrale, săracă în grăsimi saturate, hipocalorică, postul își are valoarea lui, postul intermitent, dar și o zi de post pe săptămână, mișcare după masă, pentru că după masă crește și glicemia, apare starea de oboseală, este semn că a face mișcare este foarte sănătos și de asemenea gestionarea eficientă a stresului, stresul fiind dușmanul numărul unu al sănătății noastre. Da, foarte interesant. Mă gândeam înainte la ce spuneai, că înainte de a intra în studio am mâncat așa niște cartofi copți și în modul cel mai, bine n-am mâncat mult, dar în modul cel mai ciudat nu îmi vine somn, ci îmi vine energie. E important ce mănânci ca să vezi dacă îți vine somn sau energie? Are legătură hrana cu ce se întâmplă după ce mănânci? Cu siguranță că are. Sunt alimente cu indice glicemic foarte ridicat, care ne poate aduce oboseală în corp. De asemenea, ordinea corectă a alimentelor este importantă. Ai mâncat cartofi copți, ideal era să începi cu o salată, da? Și n-a apoi să continui cu cartofii. Da? Am înțeles. Este important să avem și carbohidrați, să avem însă și proteine, pentru că proteinele ne dau acum senzația de satietate. Acum eu îmi permit să mai dau jos din proteine și din așa, îmi permit. Mai am vreo 10 kg, probabil, cel puțin. De asemenea, mai bine din grăsim să dai jos. Din grăsim, da. De proteine avem nevoie. Mai mult de grăsime, decât de grăsimile saturate. Am înțeles. Bun. Ați vorbit de emoții, de această abordare holistică. Ce emoții aduc boală în corpul nostru? Pentru că eu am observat, în general, atunci când cineva se îmbolnăvește, la mine, spre exemplu, am observat, dacă mă necăjesc de o chestie, mă apuc și nu mă pot controla și mă necăjesc, în a treia zi, cel puțin, mă apucă o răceală sau nu știu ce. Efectiv, organismul scade imunitatea și te-a prins. Un virus, o chestie... Cum ne raportăm la emoțiile negative? Ce emoții? Eu aici n-aș răspunde la întrebarea ce emoții aduc boala. Noi trăim sub
umbrela tuturor emoțiilor, ca oameni experimentăm orice tip de emoție, este normal să experimentăm așa, este vorba despre universalitatea emoțiilor. Ci modul de gestionare a emoțiilor poate face diferența, poate aduce sau nu boala în corpul nostru. De exemplu, a suprima emoția negativă, durerea, suferința, a o ține în tine, a pune capacul pe oală, da? Asta te poate predispune la a dezvolta stări de anxietate, dar și cancer. Ce sau... să faci? Să înjuri? Sau mai bine să... De asemenea, a fi furios într-o manieră dezadaptativă, a-ți exprima furia așa de la obraz, fiind foarte probabil să-ți pierzi obrazul, te predispune la a dezvolta boli cardiovasculare. Păi nici într-un fel, nici într-un fel. Nu e bine nici cu capacul pe oală, nici cu oala pe capac. Într-un acum... mod asertiv, este de dorit să ne exprimăm emoția. Chiar citeam zilele trecute despre longevivii din Sardinia, care... au această calitate de a spune verde în față atunci când nu sunt de acord cu ceva, nu au capcana aceea aprobării, da, poziția de ghiocel, suprim emoția, îmi plec capul, o țin în mine, deși eu, în mintea mea aș spune și aș gândi diferit, da? Și iată că sunt longevivi, bineînțeles că și stilul de viață, alimentația, mișcarea și... aportul lor, dar și gestionarea emoțiilor. Deci, a suprima emoțiile e greșit. Este foarte greșit. Cum ne exprimăm în mod corect? Emoțiile negative nu sunt rele. Atenție! Sunt o serie de emoții negative sănătoase. Inclusiv tristețea. Da? De ce ești trist? Fii optimist. Ești un om, unii sunt chiar credincioși. Dacă ești credincios, cum poți fi trist? Nu, tristețea este ceva sănătos. Spre exemplu, auzi o veste rea sau pierzi pe cineva drag, e nesănătos să fii altfel decât trist. E normal să te întristeze. Când emoția devine problematică și te îmbolnăvește? Când rămâi în acea emoție negativă suficient de mult sau îți alimentezi emoția negativă prin gânduri nesănătoase, iraționale, care transformă acea emoție, tristețea, spre exemplu, în depresie. Da? Adică, dacă am pierdut pe soțul, soția, prietenul, copilul meu, viața nu mai are sens. Nu cred că voi face față, nu voi rezista, voi fi dărâmat, voi fi copleșit. Gândurile acestea, practic, ce fac? Alimentează tristețea și o transformă în depresie. Te înfunzi, practic, nu mai vezi nimic bun în viață, pierzi și plăcerea. Poți să alegi ca de acolo, din momentul tristeții, să zici nu voi cădea în depresie? Poți să alegi asta? Sau depinde de fiecare suflet, depinde de antecedente, de istorie, cum să plonjezi din această baie de emoții negative, să zici eu nu voi cădea în depresie? Cum să faci asta? Spre exemplu, cum? Urmărind emisiunea seara aceasta, e un pas important, pentru că știi că e normal ca în viața aceasta să fii și trist, să fii indignat, să fii... Bun, important este, tot ascultând în seara aceasta sau în toate emisiunile și sursele tale de informare, să îți verifici calitatea gândurilor. Cât de funcționale și cât de disfuncționale sunt. Cât de raționale și cât de iraționale. În momentul în care eu spun, aoleo, nu știu cum rezistă Marian, căruia a murit soția, mie, dacă mi-ar muri soția, cred că aș fi disperat, cred că n-aș mai putea trăi, m-aș bloca definitiv, aș lua o razna. Ei, gândurile astea aparent vorbesc despre cât de mult o iubesc și cât de mult, ce valoare are soția mea, dar în realitate sunt gânduri raționale care, pe de o parte, prezic viitorul, ceea ce nu e posibil, da? De unde știi că așa se va întâmpla? Pe de altă parte, îmi induc niște stări, mă condamn la a crede că nu sunt în stare să fac față unei situații dificile. Bun, la situația dificilă pentru atunci când va fi. Cert este că acum sunt mai bine și când vor fi și situații negative în viața mea, voi încerca să le abordez
cât mai echilibrat cu putință. Voi plânge cât va fi nevoie, dar nu voi spune aici se termină totul, viața nu mai are sens. Refuz afirmațiile astea categorice care blochează și înfundă tot. Și care sunt auzite de creier până la urmă. Da. Și într-o eventualitate nedorită, poți să-ți influențeze reacțiile la un anumit moment. Atunci când te confrunți cu ideea morții, când moare cineva drag, e greu, e copleșitor, este normal să apară și o stare depresivă, este depresia situațională. Însă aici intervine Dumnezeu, iar perspectiva spirituală asupra vieții, dacă îl ai pe Dumnezeu în atenția ta, cumva te ridică și găsești... Poate transforme această poveste dureroasă găsind un înțeles, ceva pozitiv și dar poți... trebuie să fii matur emoțional ca să faci treaba asta, să găsești ceva pozitiv în drama prin care ai trecut. De aceea vreau să vorbim puțin despre legătura dintre maturitate emoțională și spiritualitate. Ai întâlnit probabil Tiberius, creștini care se dau de ceasul morții, de ce pocăiți sau ce credincioși sunt ei, dar care nu sunt maturi spiritual. Ce înseamnă maturitatea spirituală în legătură cu spiritualitatea? Cornel. Maturitatea emoțională. Sunt destui creștini împliniți, fericiți, dar sunt și mulți creștini nefericiți. Chiar dacă au mulți ani de când deschid Evanghelia, de când merg la biserică, știu, cunosc foarte bine Evanghelia, chiar povestesc cu amănunte vestea bună a mântuirii altora, dar ei trec prin nefericire destul de des și am constatat că nu există maturitate spirituală fără ca mai întâi să fii matur emoțional. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că spiritualul, spiritualitatea ajunge în profunzimile ființei. Spre exemplu, omul trece prin nenumărate experiențe de-a lungul anilor, da? Și să spunem că la 20 de ani sau la 30 de ani devine și credincios, descoperă Evanghelia, cunoaște Evanghelia și spune, gata, Dumnezeu mă schimbă, mă transformă, mă înnoiește. Bun. Și de obicei, înnoirea aceasta este foarte superficială. Vizează anumite comportamente. Dom'le, renunț și eu la fumat, eu nu mai beau, eu nu mai aia. Dar nu atinge la mulți și profunzimea sufletului. Și omul rămâne același. Adică, la fel de mânios cum era înainte sau chiar mai mânios. La fel de invidios... când situația îi provoacă invidia, da? Gelos, invidios sau lupta pentru a fi acceptat, aprobat de ceilalți, uneori cu mijloace necreștine. În condițiile acestea e nevoie ca noi să fim din ce în ce mai conștienți de propriile emoții, de propriile trăiri. Maturitatea emoțională implică, în primul rând, conștientizarea emoțiilor. Să fiu conștient de ce emoție am acum. Bun, apoi, de-a lungul zilelor și anilor, să accept că e normal să am emoții, inclusiv emoții negative, da? Dar în același timp să reușesc să mă și detașez de ele, în sensul că să le observ. Să mă observ ca un observator neutru, outsider, care se analizează la rece. Nu mi-e justific emoția. Și o identific, în primul rând. Doar o identific. Nu sunt nici justițiar, nu spun că e bună sau rea, că am făcut bine sau rău, ci doar încerc să înțeleg ce s-a întâmplat. Băi, m-am simțit așa. La ce m-am gândit înainte? Cum am gândit eu de m-am simțit așa? Nu trebuie să spun dacă a fost bine sau rău, ci doar să văd realitatea, ca și cum o filmez. Și mă uit la film, ia cum m-am manifestat eu, ce e în spatele acestei emoții? Bun, ce am făcut, cum am acționat având această emoție? Păi am zis aia, am făcut aia și m-am simțit rău după aceea. În general, oamenii tratează problemele efectului, nu se gândesc la cauză. Doamne, exact. Care e cauza care m-a dus? Nu, tu trebuie să fii cu minte, tu trebuie să spui, toată lucrarea aceasta se
manifestă în dreptul efectelor. Tu trebuie să fii blând, trebuie să ai cuvinte frumoase, trebuie să ai ce? Bun, dar esența, cauza de la care pleacă lucrurile acestea, de rămâne de identificată. Adică l-am jignit pe celălalt, de ce? Pentru că am vrut să-i arăt unde a greșit sau pentru că am vrut să-i arăt că eu am dreptate, că eu sunt, mă raportez la legea lui Dumnezeu. Ei, chiar așa, asta vrea Dumnezeu, să ajungi să-l jignești, să-l rănești pe celălalt. Deci, în momentul în care eu mi justific comportamentele, fug de realitate. Stai puțin, de ce am avut eu comportament? De ce am spus eu asta? De ce l-am rănit prin vorbele mele? Păi, în realitate, pentru că eram furios. Corect, corect. Eram mânios. De ce eram furios și mânios? Ce sensibilități ale sufletului meu au fost acolo atinse, încât nu am fost doar indignat, ci am ajuns să pentru că am o istorie care se leagă tangențial de momentul acela, nimeni nu știe decât eu o știu, exact. Și atunci am răbufnit. Am sensibilitatea pe care încă n-am identificat-o. De aceea, a fi matur emoțional înseamnă a fi conștient de emoția respectivă și ușor, ușor a vedea procesul, ce duce la acea emoție. Doamna înțelegându-te Corina, pe tine, poți face schimbări în bine. Ați vrut să completați ceva? Așadar, cu o curiozitate prietenoasă, ne raportăm la emoțiile noastre și descoperim care sunt rădăcinile problemelor. Iar rădăcinile problemelor de multe ori sunt tiparele de gândire autodistructive, care tind să se perpetueze, poate din copilărie, din adolescență și până în zilele noastre. Sau din străbunii noștri, străbunicii noștri, părinții noștri și noi, pentru că am trăit într-un anumit context. Într-un anumit mediu, da. Și ne-am hotărât să facem exact așa, sau așa știm că trebuie să facem. Acele tipare ne-au ajutat poate în perioada copilăriei, atunci când ne luptam cu situațiile, anumite situații dificile, ele au fost precum niște zale care ne ajutau să facem față acelor situații. Dar pe măsură ce am crescut, acele zale ne încorsetează și ne sabotează fericirea. Un prim pas este acela de a conștientiza care ne sunt tiparele de gândire, că de multe ori suntem pe pilot automat. Da, foarte importante cuvinte, tipare de gândire autodistructive. Să vedem, doamnelor și domnilor, care sunt aceste tipare. Care sunt soluțiile la tiparele noastre autodistructive? De ce ne distrugem noi cu anumite linii de gândire pe care le-am avut? Dar nu plecați, rămâneți cu noi, pentru că lucrurile acestea le vom discuta imediat cu invitații noștri, Corina Georgescu și Tiberiu Georgescu, după o scurtă pauză. Așadar, revenim, nu plecați, suntem foarte implicați în acest subiect. Bine ați rămas cu noi, doamnelor și domnilor, la știrea cea bună în această seară, doamna Corina Georgescu, psihoterapeut, coautor al programului Happy Body Elite, de remisia diabetului și de slăbit, domnul Tiberiu Georgescu, psihoterapeut. Am ajuns la un moment și pastor. Am ajuns la un moment în care am vorbit despre tipare de gândire autodistructive. Și o întreb pe doamna Corina, haideți să luăm câteva dintre ele, spuneți-ne unul dintre ele să-l identificăm. Haideți să ne oprim asupra tiparului care se numește perfecționist, pentru că vorbim și despre spiritualitate în seara aceasta și pentru că oamenii vor să fie plăcuți lui Dumnezeu. Păi așa zicea și Petrețuțea, că cel mai frumos text din Noul Testament este Matei 5:48, care spune: voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Nu e bine să urmărim perfecționismul în viața noastră și să fim supărați pe noi atunci când dăm cu stângul în drept? Nu e o dovadă a spiritualității înalte, creștine, treaba asta? Cred că o caracteristică a creștinului, a creștinului autentic, este aceea că îl urmează, îl urmărește pe Iisus Hristos, învață de la Iisus Hristos atât de mult, încât înțelege din ce în ce mai bine ce a spus cu adevărat Iisus Hristos. Iisus Hristos, Mântuitorul, nu a vorbit despre a fi perfect, da? Pentru că până în zilele noastre, privind printre noi și în istorie, nu găsim un om perfect. Ar însemna că Iisus a propus probabil planetei greșite perfecțiunea. Probabil că mesajul ăsta era pentru altă specie, alte creaturi. Nu, Mântuitorul în primul rând
creează un context în care spune că cei care îl urmează pe el sunt blânzi, sunt iertători, sunt generoși, sunt înțelegători, sunt milostivi. Și sublinează faptul acesta, așa este Tatăl meu cu voi, deci să fiți și voi cum este Tatăl meu, da? Tatăl nostru. Fiți dar desăvârșiți cum este Tatăl vostru ceresc, cred că o traducere mai exactă ar fi fiți maturi, da? Iar maturitatea sau maturizarea este un proces continuu. Nu putem spune că am ajuns vreodată maturi, ci că în permanență ne maturizăm. Asta se întâmplă, da, și dacă ne raportăm la viața noastră în general. Nu putem spune că de la 18 ani suntem maturi, sau la 30 sau la 80 de ani suntem maturi, ci că în permanență putem să devenim mai maturi, mai înțelepți, mai echilibrați. Acum vreau să-ți povestesc un pic din experiența mea. Atunci când m-am apropiat mai mult de Dumnezeu citind din Sfânta Scriptură, mi-am propus să fiu desăvârșită, perfectă. Asta este una din capcanele cu care m-am confruntat de-a lungul vieții și la școală am vrut să învăț foarte bine, să am rezultate foarte bune. Ei, și mergând la biserică, mi-am dat seama că deveneam din ce în ce mai anxioasă. Iar am greșit, iar am păcătuit, iar am analizat, am gândit în sinea mea ceva și poate Dumnezeu mă ceartă, mă pedepsește pentru asta. Și am zis, nu este normal să fii creștin și totuși anxios în felul ăsta? E ceva ce îmi scapă. Și mi-amintesc, la vremea aceea eram adolescent, aveam 17 ani, am dat de o revistă spirituală al cărei, într-un articol, am găsit titlul respectiv. Cum să stai la soare și să fii mântuit? Mi-a mutat atenția de la mine, de la faptele mele, de la ce făceam eu bine sau nu, și mi-a mutat atenția la Dumnezeu, la Mântuitorul, și mi-am dat seama că asta în prezența Lui te eliberează de anxietăți, de temeri, da. Am putea spune că, din perspectiva mântuirii, Iisus Hristos, Mântuitorul, este Cel care a trăit perfect pentru ca noi să fim mântuiți prin perfecțiunea Lui, prin desăvârșirea Lui. În ceea ce ne privește, învățăm de la Hristos să fim buni ca El, din ce în ce mai buni, sau să înțelegem profunzimile iubirii în interacțiunile noastre zilnice. Procesul acesta, privind la Hristos, învățând de la Hristos și încercând să descoperim din experiențele zilnice, ne maturizează. Acum ne face să vedem realitatea din ce în ce mai bine, mai echilibrat, mai clar, și comportamentele noastre vor fi pe măsură. Altfel, și cu asta termin, da? Mă scuz, iubirea, ce voiam să spun, că în contextul acesta nu ne mai raportăm la ceilalți, vreau să fiu mai bun decât Cornel, da? Ci vreau să fiu bun cu Cornel. Nu vreau să fiu mai cumva decât celălalt, ci vreau să fiu, să împărtășesc din ceea ce am primit de la Dumnezeu. Iertare de la El, împărtășesc bucurie, pace, răbdare și așa mai departe. Nu reușesc întotdeauna, sau de multe ori nu reușesc, dar știu că e cel mai bun mod de a trăi viața, cel mai frumos. Așa că da, nu renunț. În spatele capcanei perfecționismului se află trebuie absolutist. Este un gând irațional. În psihoterapie se dorește a-l înlocui cu îmi doresc să. În loc să zic trebuie să fiu așa, trebuie, îmi doresc să. Voi sau face poate efort. Mai blândul, dar mai imperativul, ar zice Constantin Noica, se cade. Se cade, se cade, da. Să fim mai buni. Se cade să... E o chestie ca o motivație intrinsecă. Nu trebuie, ci așa ar fi cazul, știi? Se cade să fim... Corect. Sau îmi doresc, să fiu... Da. Uite, simt că ți-aș da o palmă, dar îmi doresc să... să fiu... Sper că nu chiar acum. Îmi doresc să fiu... bun cu tine pentru că meriți. Da. Deja încep să fiu anxios. Vulnerabilitate la rău și la boală. O altă capcană a
tiparul de gândire. Despre ce este vorba aici? Gândul că lumea este un loc periculos, că oricând ți se poate întâmpla ceva rău. Părinți anxioși care întipăresc în sufletul copiilor această capcană, spunându-le: ai grijă, ai văzut ce... Uite, îmi place aici, e știrea cea bună, da? Ce se spune pe la știri: ai grijă. Când traversezi strada, se poate întâmpla un accident, sunt diverși care răpesc copiii, dar și nu, așa mai departe. Paza bună trece prin meșdiarea, da, până la urmă? Acum, e bine să fim prevăzători, dar nu să intrăm în tiparul acesta în care oriunde tu vezi un pericol. Și în biserică se poate inocula acest tipar spunând, punând prea mult accent pe diavolul, satana, care te apândește la fiecare colț și ai grijă că ești pe terenul acesta. Într-adevăr, suntem pe un teren de luptă între Hristos și satana. Însă a trăi cu ochii spre cel rău, în loc să te bucuri de prezența și de binecuvântările lui Dumnezeu, înseamnă a te condamna la foarte, anxietate. Foarte prețios aceste cuvinte din perspectiva mea. Pentru că sunt foarte mulți oameni fixați pe filosofia aceasta biblică, o zicea un teolog. Știi că biblică e acel animal care pare că strigă păcat, 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 mm-hmm, când auzi. Da, da, da. Și ei tot timpul văd păcat, satana, păcat, păcat. Și deja devin obsedați de orice se întâmplă, e păcat. Aoleu, aveți cravată? N-aveți. E păcat. Aveți cravată? E păcat și cu cravată. Deci, indiferent ce ai face, e tot păcat, e tot satana. Cine? Satana m-a ispitit. Ca în povestea aia cu călugărul care voia să-și frigă un ou la lumânare, știi? Știți povestea? Nu știu. Nu știți? Călugăr voia să mănânce și el ceva și era post și nu putea să își pună un ou în tigaie, că mirosea și se auzea toată mănăstirea și s-a gândit el ce să facă, avea o lumânare și tot sucea ou în fața lumânării ca să frigă cumva, mă rog, se gândea el că poate să-l albușul ăla se face cumva dacă e cald. Și pac, apare un coleg, un frate inopinat: ce faci, frate? Ce satana m-a ispitit. Satana n-a mai putut, zice că s-a arătat acolo și a zis: băi, toată ziua dați vina pe mine. Nici prin cap n-a trecut că ouă se poate frige la lumânare, știi? Cam asta e... Ei, da, părintele obsesivă, care spune copilului mic: ai grijă că satana... Povestea cineva cum în perioada în care era copil avea momente când se ascundea sub masă, că vai de mine, vine persecuția. Vine, deci satana. Îți dai seama ce... Da. Ei, dacă ei spune copilului: uite, lumea aceasta a fost creată perfect, dar s-a degradat precum șosetele tale. Și treptat introduci și ideea de rău, de diavol, dar nu când copilul este micuț și nu poate înțelege conceptele acestea. Deci aceste chestiuni îl pot duce pe copil sau pe un creștin imatur la obsesii. Uh-huh. Da, inclusiv obsesii legate de sfârșitul lumii, care din perspectiva Evangheliei, pentru cei care îl așteaptă pe Iisus Hristos, e cel mai fericit eveniment așteptat, da? Vine în sfârșit eliberatorul nostru. E bine, în momentul în care accentuezi atât de mult ce se întâmplă înainte de venirea Mântuitorului, vorbesc atât de mult despre catastrofe, calamități, boli și faptul că cei mai mulți nu vor fi pregătiți, nu vor fi gata când Iisus se va întoarce, când atât de mult vorbești și mă focusez pe asta, normal că în creierul meu este atâta negativ, atâta spaimă, încât devin anxios. Mi-e frică pentru că nu sunt gata și nu cred că voi fi gata. Uite, mă simt atât de slab în fața ispitelor, în fața provocărilor. Cedez în fiecare zi și sfârșitul e aproape. Iar eu n-am făcut progrese, nu sunt perfect. Ai întâlnit astfel de tipare. Vai de mine. Oameni care... Cum te întâlnești cu ei, vorbesc despre decrete... Cât de rău este, cât de rău va fi. Decrete duminicale, despre fiară, antihrist și așa mai departe. Adică toată atenția lor sau câmpul lor cognitiv este invadat de aceste elemente. Unde mai e Hristos printre toate acestea? N-ar trebui ca mintea noastră să fie plină de Hristos, de puterea Lui, de binecuvântările Lui, care ne dau chef de viață, poftă de viață și puterea de a fi mai bun. Foarte, foarte interesantă abordarea dumneavoastră. Să trecem la un alt tipar de gândire care cred că ne
ne termină pe toți, că din copilărie până în zilele noastre se întâmplă ceva în viața mea sau în viața cuiva apropiat. Prima noastră îngrijorare este ce zice lumea. Uh-huh. Imaginea noastră în fața lumii, capcana acestei aprobări a lumii. Și am văzut o caricatură într-un ziar foarte interesantă în care se zicea, până la urmă, ce a zis lumea? Uh-huh. Știi? Până la urmă, gura lumii ce a zis? Că tot timpul ne gândim la ce zice gura lumii. Totuși, eu vreau să vă întreb care este echilibrul, pentru că la un moment dat Domnul Hristos pune o întrebare. Ce zic oamenii despre mine? Uh-huh. Și unii zic că ești prorocul, alții zic că voi cine ziceți că sunt? Și Petru spune, tu ești Hristosul Fiului lui Dumnezeu. Deci, e nevoie să ai totuși o percepție cu privire la imaginea ta în societate, dar totuși să nu fii obsedat de asta, ca să fii tot timpul condus de oare cum apare asta în public, oare ce zice lumea, oare care e situația, care e echilibrul aici, cum ne învățați? Omul fericit este un om autentic. Autenticitatea are legătură cu starea asta de bine. Iar dacă tu ai poziția aceea de ghiocel, da, ca nu cumva lumea să te judece, asta iar te duce în zona anxietății, în zona aceea în care tu suprimi emoția și este un mod de dezadaptativ de gestionare a emoției. Este sănătos și e normal, e frumos să ai simțul situației, da? Să iei în considerare și contextul, dar în primul rând să fii în acord cu tine, cu valorile tale, să ai curajul de a spune și nu atunci când cei din jurul tău ar aștepta un da. Asta înseamnă autenticitate și înseamnă să ții și la tine. Foarte interesant. Câți nu spun da în timp ce corpul lor le spune nu? Este o carte a celebrului medic Gabor Mate, când corpul spune nu, din cauza acestei capcane a aprobării, pentru că ai spus de prea multe ori da, poate că ai intrat în burnout, poate că te-ai îmbolnăvit fizic, pentru că este o legătură între emoțiile tale și sănătatea fizică. Este o vorbă, și te las, Tibi, să continui, foarte interesantă, pe care vă sugerez tuturor celor care ne ascultați să o completați. Dacă inima mea ar vorbi, ar spune că. Completează această frază dacă vrei să ajungi la sinele tău profund, la nevoile tale ascunse și poate neîmplinite. Pentru că de prea multe ori, drumul acesta, care pare atât de scurt, de la creier către inimă, câți centimetri or fi, durează o viață întreagă pentru unii. E important să le punem în armonie. Asta înseamnă sănătate. Am înțeles, dar dacă inima ta spune ceva ce n-ar trebui să spună, pentru că noi suntem oameni, poate uneori instabili. Și atunci inima noastră poate să spună lucruri care nu sunt foarte bune și toată lumea cântă, fac ce îmi spune inima, inima să decidă, inima. Și inima te duce pe pustii la un moment dat, mai ales dacă vezi nu știu ce filme, după aia te duce într-o altă direcție care nu e bună și te gândești, dom'le, ce zice lumea și atunci stai liniștit și nu faci prostii. Cum e treaba asta? Din nou, e nevoie să ne vedem cumva și din exterior, să ne analizăm. Băi, eu asta simt, înclin să fac asta. Inima mea îmi spune că vrea să facă asta. Ok, ia să vedem, de ce vrea asta? Uite, revin puțin la capcana aprobării. Vreau să nu supăr, să nu deranjez, să mulțumesc grupul ăsta, pe șef, pe soție, pe nu știu cine. Ar trebui, dacă sunt foarte preocupat de asta, ar trebui să mă întreb, oare de ce am această capcană? Nu cumva în trecutul meu. Poate a fost o persoană care a abuzat suficient de mult prin felul lui de a fi, da, față de mine, încât singurul mod în care eu simțeam emoții pozitive era mulțumindu-l pe abuzator, pe agresor. Să joc așa cum cântă el. Da? Atunci când jucam, cum zicea el, răul, agresorul, atunci era bine, nu sufeream. Când nu reușeam să-l mulțumesc sau să o mulțumesc, era vai de mine, o pățeam.
Ei, iar acum ca adult mă trezesc că vreau să mulțumesc pe toată lumea sau, mă rog, grupul în care trăiesc sau... Deci, iată, înțelegerea, cunoașterea de sine este foarte importantă. Iar Dumnezeu de aceea ne dă ocazia și să avem o zi de odihnă în care stăm de vorbă cu El, în care ne și analizăm. Să intrăm mai în profunzime. De ce sunt eu așa? Oare unde o fi început modul ăsta de gândire, de comportament? Da? Și să vorbesc deschis și altora, eventual celor care mă cunosc. Măi, de ce credeți că sunt eu așa? Ia ajutați-mă să mă înțeleg. Deci nu mă ascund, nu fug de mine, ci vreau să mă cunosc. Perfecționistul, în schimb, cel care vrea să fie desăvârșit, fuge de realitățile acestea dureroase care uneori îl împing la comportamente neaprobate sau dezaprobate social sau de grupul religios din care fac parte și în felul ăsta fug de posibilitatea de a mă elibera. Da, mai avem puține minute, foarte puține, de aceea trebuie să sintetizăm alte tipare de gândire. Capcana dependenței de celălalt, ce înseamnă asta? Simți că nu ești suficient de bun, că ai nevoie de cineva tot timpul să te ghideze, să te ajute, că tu ești un incompetent. Sunt părinții hiperprotectivi care întipăresc în sufletul copiilor această capcană, da, și a dependenței, ajung adulți, dar imaturi emoțional, căutând mereu o cârjă, un sprijin ca să poată răzbi în viață. N-au încredere în capacitățile lor, în talentele lor. Și pot spune din anii pe care am petrecut printre mii de oameni că inclusiv lideri, sunt lideri în diferite organizații, inclusiv prin biserică, dependenți, foarte dependenți de ceilalți. Sunt pastori care au această capcană a dependenței. Și de aceea maturitatea spirituală este strâns legată de maturitatea emoțională. Să te cunoști, să accepți, să rogi pe Dumnezeu să te ajute să te vindeci, da, de traumele pe care le-ai trăit, de lipsa de afecțiune, lipsa de dragoste, astfel încât să poți să te bucuri de prezent, acceptându-te așa cum ești, acceptând că ai și limite, că nu ești perfect, și acceptând în același timp că ai și puncte tari, virtuți, caracteristici care, odată ce sunt puse în slujba binelui, te vor face să trăiești o viață cu sens, o viață împlinită. Două întrebări pe final, mai avem trei minute, în care să vorbim despre cele mai mari probleme ale creștinului din perspectiva voastră și soluții pentru o viață fericită. Hai să vă alegeți câte un subiect. Cele mai mari probleme ale creștinului, Tiberiu, soluții pentru o viață liniștită. Vă pun eu să alegeți acum, Corina. Îmi plăcea prima varianta ta de Corinei. Dar, bine, acum... spune, Corina. Da. Hai, începem cu fericirea. Oricum, vom termina tot cu fericirea, da. Permiteți să fii om. Este un sfat. Lasă emoția să curgă, revarsă-ți sufletul înaintea lui Dumnezeu, nu-ți suprima emoțiile, analizează-ți trecutul, vezi de unde-ți vin problemele, nu evita confruntarea cu aceste probleme și pe drumul acesta, care este un drum dificil, dureros, dar necesar pentru maturizarea ta, îl vei descoperi pe Dumnezeu, care îți promite că alături de El ce este mai frumos urmează. Deci permite-ți să fii om. Fii vulnerabil. Ok, altceva? Putem continua cu ideea aceasta. Creștinul nefericit este cel care n-a înțeles că orice ar face, oricât s-ar strădui, va avea în continuare limite, va avea erori, va avea păcate. Și asta înseamnă să fii om pe pământul acesta. De asemenea, creștinul care nu înțelege că Hristos a venit fix pentru tipul ăsta de oameni, da? Care își recunosc limitele, slăbiciunile, păcatele și care se lasă ajutați, se lasă luminați, încălziți de El care este sursa iubirii și a binelui. Atunci când te focusezi pe tine ca sursă a dreptății, a binelui, a iubirii, îți dai seama că ratezi întotdeauna ținta. Nu reușești să fii ceea ce
crezi că ești sau ai vrea să fii. Asta înseamnă că mulți creștini sunt încordați, mulți creștini trăiesc viață dublă, ipocrizia pe terenul ăsta se naște. Dacă la început accept că sunt păcătos, dar am venit la Dumnezeu și după ce am venit la Dumnezeu, păcatele trebuie să se rărească până la dispărea, să fie așa excepții. Cu mentalitatea asta ajung să ascund realitatea. Realitatea fiind că eu tot timpul am și probleme și defecte, dar tot timpul învăț de la Dumnezeu sau le neg și le acopăr. Ipocritul este cel care vrea să arate așa cum și-ar dori să fie, nu cum este. Și asta e o problemă serioasă a creștinului. Pe când omul autentic este omul fericit, care spune, aici nu stau bine, am slăbiciuni, încă n-am înțeles ce se întâmplă, nu știu ce stă în spate, ce forțe mă conduc, vreau să mă ajutați, Doamne ajută-mă să mă înțeleg. Da? Și să mă accept în același timp că, spre exemplu, dacă eu am avut traume în copilărie de la cineva, de la părinți, 10 secunde. Așa, nu sunt eu de vină pentru că cineva m-a traumatizat, dar eu acum pot să mă accept și să știu că pot fi mai fericit cu fiecare zi care trece, odată ce mă accept și învăț să fiu ca Iisus Hristos. Așadar, stai la soare, în prezența soarelui neprihănirii și vei fi mântuit și fericit. Astfel, cu Dumnezeu, ce este mai frumos urmează. Mulțumesc foarte mult, dragilor, pentru această seară. Cu drag. O să caut și la mine în suflet să identific niște lucruri, m-ați pus pe gânduri. Sper că și pe dumneavoastră, dragi telespectatori, aceasta a fost Știrea cea bună. Corina Georgescu, Tibere Georgescu, o familie dragă care ne-a învățat câteva lucruri esențiale. Fiți autentici, fiți oameni de suflet și maturi emoțional și spiritual. Sunt Cornel Drăvășan, nu uitați că România nu este doar pământul pe care îl călcăm, ci și cerul de deasupra ei. O seară bună tuturor!